Astăzi suntem la înălțime, noul Volkswagen Amarok, sau am putea să-i spunem Volkswagen Amarok, pentru că se știe că din 2017 Ford și Volkswagen au lucrat împreună la dezvoltarea celor două modele, Ranger și Amarok. Dar mai multe despre asta în clipul ce urmează. Avem câteva anunțuri. Pentru început, nu uitați de cele două giveaway-uri ale noastre, da, cu cele două mașini. Tot ce trebuie să faceți pentru primul să fiți abonați și pentru al doilea să fiți abonați și să urmați instrucțiunile din descriere, să cumpărați orice piesă de la Piese Auto Moreni. Apoi, nu vom intra cu mașina asta în off-road, pentru că la sfârșit de septembrie mergem în off-road extrem cu fratele geamăn al acestei mașini. Ranger, nu Raptor, Rangerul normal, că cu Raptor am fost. Ranger normal, dar și cu Bronco. O să fie un super mega episod. Iarăși, avem două clipuri cu Ranger Raptor. Premiera în țară și comparația cu Dacia Duster în off-road, un light off-road, așa. Le aveți pe amândouă pe canal dacă doriți mai multe informații. Hai, nu mai lungim, vă mulțumesc că mă urmăriți, noul Volkswagen Amarok, mașină cu Luci Popa, începe! Acum ceva timp eu testam Ford Tourneo Connect, care este un Volkswagen Caddy cu siglă de Ford. Ei bine, puteți să vă gândiți la Amarok gen invers, că este un Ranger cu siglă de Volkswagen, pentru că mașina asta este mai mult Ford decât Volkswagen, așa cum Tourneo era mai mult Volkswagen decât era Ford. Platforma T6.2 e cea mai mică platformă de mașină din asta cu caroserie pe șasiu separat pe care o produce Ford. Pe această platformă se produc Ranger, Everest, care este Ranger SUV, Bronco și Volkswagen Amarok. Pe vechea platformă T6 simplu, nu .2, se făcea Mazda BT50. Deci în locul Mazda BT50, Ford a zis, pleacă de aici! Și mi-a zis, hai Volkswagen, veniți încoa. Au un parteneriat tehnic. În 2019, Volkswagen și cu Ford au semnat un parteneriat tehnic. Dovadă că acum avem Ford Explorer, care este construit pe platforma MEB de mașini electrice a lui Volkswagen. Dar dezvoltarea modelelor, așa cum a fost și în cazul acestora, s-a realizat de către echipe diferite. Deci aceeași platformă, dar echipe diferite de design, atât exterior cât și interior. Amarok nu împarte cu Ranger decât plafonul, mânerele de la uși și oglinzile laterale. Restul panourilor sunt total diferite și interiorul, cu toate că seamănă, dar nu răsare. Amarok este produs în fabrica Ford din Africa de Sud, iar aici avem o versiune Adventure. Sunt patru echipări la Amarok, Life, Baza, Style, Mediu și două echipări diferite de top. Una este Aventura, pe care o avem aici, care este orientată mai mult către șosea. O să arătăm după aia de ce. Și mai avem Panamericana, care este orientată spre un off-road, așa. Dar nu este echivalentul lui Ranger Raptor. Amarok nu are echivalentul lui Ranger Raptor, un fel de GTI sau cum vreți să-i spuneți, nu. Dar nici Ranger nu are echivalentul lui Aventura, orientat mai spre șosea. Panamericana ai putea să-l compari cu Wildtrak la Ford. Cam acestea ar fi similitudinile în ceea ce privește echipările. Platforma asta T6.2 e similară cu T6-le de pe vechiul Ford Ranger. În afară de câteva chestii de tehnologie, platforma e la fel, aceleași puncte de sudură, diferă puțin punctele de prindere la suspensie, dar în principiu ele sunt înrodite, nici n-ar fi avut de ce să le schimbe. Aici avem o Aventura la 61.000 de euro. Fiind o mașină de test, fiind o mașină de presă, este dotată bine, împopoțonată bine, deci este maximul cu ceea ce poate veni Amarok. De la ce vine Amarok? În mitologia inuită există o zeitate ce ia forma unui lup ce urmărește și devorează pe cel care este suficient de naiv cât să vâneze singur noaptea. Cine naiba vânează singur noaptea? Ce să vânezi? Bufnițe! Și mai are o legătură cu fraza în limba romană, el iubește pietrele, care să ateste faptul că mașina asta e bună în off-road. Numele de Amarok a fost dat de o companie de consultanță în marketing numită Interbrand. Așa cum ultimele modele de Lamborghini Revuelto și Lanzador au fost denumite de către o companie de marketing formată din mai multe femei, o companie de marketing românească, asta dacă nu știați.
Ui, ce față a făcut Harry Potter. Da? Deci, Amarok, e zeitatea aia care te mănâncă dacă te duci în pădure, noaptea să vânezi singur. Pe Cheresuna Aventura vin în standard farurile IQ Light LED Matrix adaptive, care sunt, bănuiesc eu, de la furnizorul Ford, dar au pus IQ Light LED Matrix pentru că trebuie să își marketeze tehnologiile lor cum ar veni. Da, ele merg foarte bine, le-am testat azi noapte, nu am nimic să le reproșez, fază lungă automată, merge bine, se deschide așa, se deschide un val în fața ta noaptea când trece pe auto, de pe fază scurtă pe fază lungă. Avem și faruri de ceață full LED, în standard vin niște LED-uri normale pe Amarok și luminile de zi se transformă în semnalizare și îmi plac mașinile care au o dita mai semnalizare în față. Aici îmi place foarte mult cum arată semnalizările la Amarok și cum arată semnătura asta luminoasă pe Volkswagen Amarok. Avem semnalizări în oglindă. Dacă te uiți de aici din față, par niște LED-uri normale, dar dacă te uiți din direcția asta, îți face operație laser la retină. Stopurile sunt full LED, stopurile sunt mari, frumoase, aproape au un efect din ăsta 3D, însă nu le-au mai rămas bani de semnalizări pe spate după ce au pus dita mai semnalizările pe față și au pus niște semnalizări micuți aici, mici. Da, da, oricum se văd, nu e asta, un LED se vede. Asta când semnalizezi, noaptea LED-ul ăsta îți luminează tot cartierul. Mai avem două reflectoare aici și al treilea stop de frână aici. Dacă deschizi bena, rămâi fără al treilea stop de frână. Vechiul Amarok putea să traverseze un vat de apă adânc de jumătate de metru. Acum 80 de centimetri, deci mult mai bine decât jumătate de metru. Jumătate de metru era cam pe aici. Da. Aici unde scrie 40 de centimetri este garda la sol aici în față ca să treci peste borduri. Nu o să ai probleme să treci peste borduri cu mașina asta, asta e clar. Dar garda la sol minima a mașinii este 25 de centimetri pentru că avem chestia asta. Da? Adică scutul ăla de plastic al mașinii. Altfel ar fi fost probabil, deși poate mai sunt alte lucruri cum ar fi roata de rezervă sau diferențialul sau alte lucruri care dau garda la sol, nu neapărat scutul ăsta, dar scutul ăsta e fix la 25 cm cât e garda la sol a mașinii. Amarok, la fel ca orice alt pick-up cu amfatament mare, nu are unghiuri de trecere foarte mari în off-road, cum spre exemplu un Bronco ar avea niște valori ceva mai bune. Dar tot sunt respectabile. 30 atac, 23 degajare și 21 de rampă. Bun, hai să vedem un pic partea frontală. Dita mai emblema Volkswagen cu cameră și surpriză plăcută exact ca la Raptor sau ca la Ranger. Avem și spălător pentru cameră. Inscripția mare Amarok și dacă ai Aventura sau Panamericana, ai grila asta sau cum vreți să-i spuneți, bara asta față în formă de literă X. Dacă nu este un Amarok în formă de X, atunci nu este nici Panamericana, nici Aventura. Aventura e gri deschis și Panamericana este gri închis. Așa le recunoști. Aici avem și radarul frontal, care poate fi trecut prin apă, să sperăm că nu se strică. Și în rest, mașina e destul de frumoșică. Mie îmi place, mai ales în culoarea asta albastră. Eu nu aș lua o culoare anostă pe Amarok, pentru că mi-ar lăsa un gust amar. Și dacă vă întrebați de ce mașina pare chioară, este pentru că e lumina de parcare. Semnalizez stânga cu mașina oprită, rămân luminile, pozițiile aprinse pe stânga, semnalizez dreapta, rămân aprinse pe dreapta. Orice mașină nemțească din anii 80 până încoace are chestia asta. Da, și Harry Potter a făcut-o facil. Da? Știi? Da, mă. Deci, pentru cine nu știa, de asta e mașina chioară, că am lăsat eu semnalizarea aprinsă. Cu toate că la un pick-up aerodinamica nu trebuie să joace cel mai important rol de pe pământ, cei de la Volkswagen au vrut cumva să o facă mai silențioasă și să nu aibă atât de mult zgomot de vânt. Și le-a cam ieșit treaba asta. Un factor este priza asta de aer reală care scoate aerul ce lovește partea frontală a mașinii, scoate în exterior, așa, ca să nu fie în pasajul roții. Nu că n-ar fi suficient aer aici în pasajul roții, pentru că eu efectiv am loc să bag un cap și un mini Lucie acolo. Astăzi învățăm să numărăm până la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prezoane. De ce așa de multe? Pentru că avem caroserie pe șasiu separat. În general, mașinile acestea au mai multe prezoane, în special la americani. Tot ce înseamnă platformă caroserie pe șasiu separat are mai multe prezoane. O să vă spun o chestie foarte interesantă. Tot ce înseamnă Honda electrică mare pe viitor va avea 6 prezoane. Cu toate că nu va avea caroserie pe șasiu separat. Frânele sunt mari, ventilate pe față.
double wishbone suspensie pe față, se vede aici, montată un pic mai în exterior față de Ranger-ul generație trecută. Și să vorbim acum despre jante sau, cum zic unii pe TikTok, genți. Fiți atenți aici. Poți să-ți iei pe Amarok jante pe 16, 17, 18, nu 19, 20 care vine standard pe Aventura sau astea, opționalele, care costă aproape 600 de euro, jantele pe 21. Și n-ar fi jantele pe care eu mi le-aș lua. Bine, eu aș fi ales o Panamericana mai de off-road, așa, cu jante all-terrain pe 18 inch, dar asta orientată către asfalt cu jantele de 21, vine cu Goodyear Wrangler, deci e făcută. Știți povestea că la Bronco n-au putut să pună Goodyear Wrangler, că Bronco concurează cu Wrangler și au pus alte anvelope, mă rog, Goodyear Wrangler Territory HT Mud and Snow sunt anvelope, da, all season și un pic orientate către off-road, da, deci niște anvelope foarte bune pe 21. Și dimensiunile sunt 2.75 pe 45 pe 21, destul de atipice. Înseamnă că o să coste ceva o anvelopă la mașina asta. Dar nu contează, le folosești pe astea, le tocești, le schimbi, bagi motorină, mergi cu mașina asta, n-ai treabă. Evident că orice pickup avea și elemente de plastic pentru protecție și are apărătoare de noroi, de zici că te apără și de taifun. Fun fact, oglinzile astea sunt duble, pentru că poți să-ți vezi reflexia și aici și aici. Oricum, ele sunt mari, sunt același ca la Raptor, au camera 360 aici, au lumina de curtoazie tot în ele. Când încui mașina, se pliază, sunt încălzite, reglabile electric și au și blind spot. Acum, vedeți chestia asta, de zici că e decojită. Nu e decojit cromul de pe ea, mașina are 1000 de km, nu avea ce să se decojească. E pur și simplu folia de protecție cu care a venit mașina, nu a fost luată cum trebuie de pe mașină și mai găsim în anumite locuri folie de asta de protecție. Deci nu s-a decojit, uite, pot să o decojesc eu dacă vreți, folia asta, da? Deci ar fi fost culmea să se decojească mașină nouă, Ford, Volkswagen, mă rog, să decojească. Aceasta este cheia, care este o cheie de Ford cu siglă Volkswagen, încuiere, descuiere, 2X pentru Ben, asta o să vedem un pic mai târziu. Cheia fizică dacă vrei să deschizi ușa sau Bena și încălzirea auxiliară sau, cum ziceți unii, Webasto. Aia e doar firma care face chestia asta. 1500 de euro costă încălzirea auxiliară. Hai să vedem. Avem keyless la buton. Și fun fact, dacă lași mașina descuiată mult timp după aia un cui, vedeți, oglinzile nu se pliază. Dacă apeși pe cheie încă o dată sau apeși pe butonul de keyless, atunci se pliază și oglinzile. Evident că avem keyless și... Ia fiți atenți aici, încui mașina, urcă toate geamurile, avem protecție și pe față și pe spate, asta e un lucru bun. Dacă vrei să coboară geamurile, ți-ai apăsat pe cheie, nu se întâmplă absolut nimic. Mai apeși o dată pe cheie sau apeși de două ori pe cheie. Până la urmă vrea, dar cred că trebuie să o închizi, să o deschizi. Cred, nu știu. Ideea e că merge. Dacă nu merge din prima, merge din a doua. Când deschizi ușa creștine, au venit și ei la tine. Observăm că avem pragurile astea. Mai simte dacă sunt opționale sau nu, dar sunt destul de mișto. Ai și mâneri cu care să te urci în mașină și poți să faci și niște exerciții fizice dacă vrei. Dar pragurile astea sunt utile la orice pick-up, mai puțin dacă vrei să te duci în off-road, pentru că îți afectează unghiul de rampă. Dar cam așa e cu ușa. Aventura este echiparea de top, să zicem așa. Ce înseamnă că avem cele mai bune materiale. Și după părerea mea sunt un pic mai bune decât la Raptor asta, pentru că, din nou, echipa de design interior a fost diferită față de cea de la Ford. Moale, tare, evident. Și am observat, ăsta e plastic de Volkswagen, nu e plastic de Ford, după textură. Pac, 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 moale, tare, tare și așa mai departe. Și un lucru plăcut, încape sticla de 1 litru jumate aici în buzunar. E de 2 litri. Încape sticla de 2 litri în buzunar, un lucru foarte bun din partea celor de la Volkswagen. Ce-i drept restul comenzilor, gen mânerul de deschidere, Ford butoane, Ford butoane astea, Ford astea de închicuiere și descuiere, Ford. Da, sunt multe comenzi de Ford aici. Ce totuși vă recomand eu este să țineți minte că aici, deși avem mânerul de deschidere, nu ai buzunar, da?
Deci înseamnă că dacă pui cheia aici, o să-ți cadă în buzunarul de mai jos. Dacă pui un ou și o să scadă, o să se spargă. În spate deschiderea este suficient de mare. Avem cheia locul aici prin cheie și observăm că îți spune în dreapta îți blochezi copilul și aici e săgeata care îți arată unde se află încuietoarea în cazul în care nu o găseai. Hai să vedem materiale în spate, da? Tare, tare, moale, buton de for, mâner de fort, tare, tare și aici avem niște buzunare ceva mai mici, dar cu aici un compartiment un pic mai secret, adică se duce un pic mai încoace. Poți să ascunzi ceva și să lipești cu scotch aici, că nu o să se prindă nimeni că e acolo. Asta este un secret din partea mea. Într-adevăr, ca la orice pick-up, nu ai o deschidere foarte mare, dar îmi place că ai mâner să poți să intri în spate. Îmi place. Apropo, tot ce înseamnă crom pe mașina asta, pe mânere, pe oglinzi, în spate, la bara spate, le găsiți pe echiparea Aventura. Da, este specificul acestei echipări, una mai luxoasă, mai premium, cum vreți voi să spuneți. Și antena e din asta mică ce se poate deșuruba. Dacă, nu știu, te duci pe la mall și mai e mașina prea înaltă și zgârii cu antena de perete. Bun, hai să vă arăt o chestie interesantă. Descui mașina, descui rezervorul. 80 de litri de motorină, nu am găsit valoarea pentru AdBlue pentru că mașina este albastră. Țineți minte acest lucru. B7, da, cantitatea maximă de biodiesel admisă. No biodiesel, da, opriți încălzirea staționară înainte de alimentare și aici, evident, așteptați 5 secunde de la click până să scoateți de aici. Easy Fuel în font de Ford, e clar, componenta asta este luată de pe Ford Ranger în totalitate, dar ce am observat, fiind o mașină de Volkswagen România, Volkswagen pune și apții build-uri din astea în limba română. Acum, s-a încuiat mașina, am închis bușonul, mai apăs o dată pe încuiere în cazul în care nu mă credeți și bușonul se deschide în continuare. Ce-i drept, n-are cum să furi prea multă motorină așa, dar atât la Ranger cât și la Amarok se întâmplă chestia asta. Și acum, fiți atenți cu mine, vă promit că niciun Amarok nu a fost strănit în filmarea acestui clip. Dacă vreți să mai aflați încă un mod prin care poți să deschizi bușonul la Amarok sau la Ranger, ia fiți atenți aici. Nu mă întrebați cum am aflat asta. Parbrizul acesta opțional costă 148 de euro și este parbriz încălzit cu atenuare fonică și termică. 148 de euro, nu e așa de rău pentru un parbriz încălzit. Nu știu cât de mult atenuează fonic acest parbriz, însă scorul pe care l-a obținut mașina asta pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test este absolut incredibil, 59 de decibeli. Asta e scor de mașină de lux. Faptul că stai foarte sus nu ajunge zgomotul de rulare la tine. Asta e un detaliu foarte bun. Ce-i drept, la viteze mari, după aceea vine zgomotul de vânt. Dar la 80 la oră, mașina asta se bate cu mașini de lux și eu nu mă așteptam la chestia asta. Un detaliu interesant, înainte să cad, trebuie să vă spun. Pe parbriz scrie Ford Motor Company, FOMOCO. Pe spate avem aceleași jante, avem frâne tot ventilate, suspensia în schimb este cu punte rigidă și arcuri lamelare. Deci nu avem arcuri elicoidale pe Amarok. Asta ajută foarte mult la capitolul sarcină utilă. Mai mult, dacă băgăm capul aici, observăm că avem și o roată de rezervă de dimensiuni normale, adică fix din asta. Asta e un detaliu interesant, că e foarte greu să pui o roată de aia subțire, imaginea de o roată de aia de bicicletă, să o pui pe dita mai Amarok. Nu, au pus roată normală și pentru că aveau loc, dar și pentru că este necesar. În off-road ce faci dacă faci o pană? Nu, trebuie roată adevărată. Din punctul ăsta de vedere, like, share, subscribe. Apărătoare de noroi foarte mari și în față și în spate, din punctul meu de vedere, ok. Și acum ajungem în spate. Stopurile le-ați văzut, avem elemente cromate aici care mai au un pic de folie din asta care nu a fost decojită. Mașina poate tracta până la 3 tone și jumătate. Wow, asta e un lucru foarte bun. Raptorul, spre exemplu, tractează doar 2 tone și jumătate, dar Rangerul normal, 3 tone și jumătate, la fel precum Amarokul. Acum, dacă vrei să o deschizi cu mașina încuiată, nu merge, că n-ai keyless pe benă, știi? Dacă o deschizi, ia uite. Și dacă vrei să o închizi, e foarte ușoară. Deci fiți atenți aici. Hop. S-a închis foarte ușor. Un lucru foarte bun
în camera spate aici, dar fără spălător, și al treilea stop de frână l-ați văzut. Dacă vrei să o descui, dacă vrei să descui doar bena, scos cheia fizică din chifobul mașinii și o deschizi foarte ușor. Și mai am un detaliu interesant. Pentru 1700 de euro, doar 1700 de euro, primești roll cover la benă. Ia uite, electric. Așa cum îl găsești, evident, și la Ranger. Și dacă vrei să-l deschizi, de două ori apeși pe cheie. Asta este un lucru foarte util. Ok, 1700 de euro sunt bani, dar e mișto. Știți câte persoane în România se numesc Ion Moț? 4. Ion Moț, 4 bucăți. Sau Moț Ion în buletin. Pentru că rezervorul este pe stânga, avem țeava pe dreapta, evident, în jos, pentru că este o mașină diesel. Și nu știu dacă v-am spus, dar acolo, în punte, se află și diferențialul central, diferențialul spate blocabil. Ușa bene este suficient de strong cât să țină o persoană cam de dimensiunile mele și aici sarcina utilă este de între 887 de kg și 1113 kg. La versiunea asta e 1002 kg, deci o tonă și două pungi de zahăr. Adâncimea benei este de 1,59 m, lățimea minimă este de 1,20 m, ceea ce înseamnă că poți să pui acum în premieră pe un Amarok un Europalet, și înălțimea este de cam 50 de centimetri, deci jumătate de metru. Avem puncte de ancorare frumos acolo și, surpriză, ia uite, o priză de 12V. Nu mă așteptam să fie de 12V, credeam că e mai mare. Și aici mai avem un buton prin care poți să închizi capacul benei. Bine, nu să fac asta că o să mă decapiteze. Mai un detaliu interesant, dacă ne uităm aici în dreapta, observăm, dacă vrei să pui benzină în canistră, trebuie să pui cu canistra stând pe asfalt și după aia poți să o pui în mașină. Asta dacă vreodată ai nevoie. Mai avem două puncte de ancorare aici în spate și, per total, bena este similară cu ceea ce găsim la Ranger. Hai să vedem cât de groasă e vopseaua asta. 0,20 mm, deci destul de groasă. Te-ai aștepta ca la un model de muncă pe care îl duci și pe șantier, că îl duci în pădure, se zgrie de crin, să aibă vopseaua puțin mai groasă. Dacă vrei să pui un cort pe plafon sau orice alt obiect mai greu, află că acum poți să pui până la 350 de kg pe plafonul lui Amarok. Asta e foarte tare. Fiind un model nou de la zero și preluând dimensiunile fratelui său cu sigla ovalului albastru, Amarokul e mai lung acum, da? 5,35 m, e mai lat, 1,91 m, are 1,87 m înălțime și are o greutate de 2,4 tone. Ce mai are în plus este un ampatament mai lung, 3,27 m, dar cu toate astea a crescut mai mult ampatamentul decât a crescut lungimea. Lungimea a crescut cam cu vreo 9 cm. Ei bine, asta înseamnă că avem consolele mai scurte. Ai console mai scurte, ceea ce înseamnă că unghiul ăla de atac și ăsta de degajare pe care vi l-am arătat un pic mai devreme sunt mai bune decât la Amarokul vechi. Deci vezi, mașina nu a avut decât de câștigat. O chestie interesantă, când deschizi capota, afli că are băți, deși capota e foarte grea, dar are antifonare, măcar asta. Mai ajută foarte mult la zgomotul de rulare la 80 la oră, chiar nu se aude motorul. Asta e un detaliu foarte interesant. Opțiuni de motorizare pe Amarok, în funcție de piață, 2.3 TSI, care sună ca și când ar fi dintr-un univers paralel, pentru că este 2.3 EcoBoost, da? 2.0 EcoBlue, pardon, TDI, și acesta 3.0 TDI, care este de fapt 3.0 Power Stroke sau Lion V6, cum vreți să-i spuneți, un motor cu istorie, pentru că V6-ul ăsta l-am văzut pe Ford F-150, l-am văzut pe Jaguar, l-am văzut pe Land Rover, l-am văzut pe Range Rover, l-am văzut pe Citroen-uri, l-am văzut pe Peugeot-uri. Este un motor care datează din 2008, ce-i drept îmbunătățit în ultimii ani și a ajuns la ultima revizie aici pe noul Amarok și pe Ranger. Mi se pare ciudat, deci avem un Volkswagen făcut de Ford cu un motor pe care l-am regăsit pe Jaguar, Land Rover și pe Peugeot, Citroen, cu o cutie făcută în colaborare cu General Motors. Asta e o mașină globală, da. Cu toate astea, eu cred că acesta este motorul cel mai potrivit acestei mașini. 2.0 diesel, whatever, merge, dar mi se pare cam mic. Benzina,
dar 3.0 V6 diesel mi se pare un motor suficient de potent și suficient de rafinat cât să miște mașinuța asta cam pe unde ai avea nevoie. Motorul, în esență, simplu. Avem un bloc din fontă vermiculară, avem pistoane din aluminiu, ochiuleasă din aluminiu, două axe, distribuție pe curea, însă distribuția asta pe curea acționează doar axele cu camere de pe evacuare. Pentru admisie se folosește un lanț legat la axele cu camere de evacuare și uite așa se face distribuția și pe axele cu camere de pe admisie. Avem două turbine, una pe banc, geometrie variabilă, injecție directă common rail evident și uite așa vine Amarok-ul cu un V6 TDI care nu e făcut de ei. Cutia, am spus-o, 10 trepte, automată, convertizor, făcută în colaborare Ford cu General Motors pentru modelele cu motor amplasat longitudinal. Pentru motoarele amplasate transversal a fost una cu 9 trepte și convertizor. Marea problemă a acestor motoare a fost problema de ungere. Asta dacă făceai schimburi de ulei prea rare, prea îndepărtate, sau dacă făceai schimburi incomplete, gen ori completai, ori nu drenai tot uleiul și puneai peste. Deci foarte important revizia să fie făcută la timp la acest moment. Bine, bănuiesc că s-au rezolvat problemele între timp, dar neapărat ungerea foarte importantă la acest motor. Puterea. 240 de cai putere sau cum zice Volkswagen 241 la 3250 de rotații pe minut. Cuplu maxim, forțos, 600 Nm între 1750 și 2250 de rotații pe minut. Sutan, 8,8 secunde, deci nu e lentă mașina asta, fuge de stinge. Și o viteză maximă de 180 de km pe oră. Suficient de rapidă pentru oricine care are nevoie de o astfel de mașină. Un lucru pe care am uitat să îl spun, avem direcție electrică, pentru că mașina asta are tot felul de sisteme de asistență, multe sisteme de asistență și după cum o să vedem, are și multe airbag-uri și diametru de bracaj 12,9 metri, mare, da, dar foarte bun pentru o mașină cu ampatament de peste 3,2 metri. Același diametru de bracaj precum Ford Ranger. Așa cum pe turneu aveam sigle Volkswagen, 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 așa aici avem și câteva embleme Ford Motor Company peste tot. Aici Ford Motor Company, Fomoco, Fomoco, Fomoco. Deci parteneriatul acesta nu este ascuns de către nimeni. Apropo, bățul ăsta mi se pare un pic cam scurt, având în vedere cât de mare este capota, dar na, dacă avea amortizoare, se ridica mai sus. Cu toate că avem de-a face cu un model utilitar, care nu trebuie să îndeplinească normele de siguranță pe care o mașină normală, un turism, ar trebui să le îndeplinească, avem pe Amarok, în standard, airbag pentru genunchi. Avem airbag cortină în standard, da? Deci nu numai airbag-uri laterale și airbag-uri frontale. Și, surpriza surprizelor, avem airbag central între scaune, în standard, ca atunci când, Doamne ferește, ai un accident din lateral, să nu dai cap în cap cu pasagerul. Oricum, ești cap în cap, coarne în coarne cu nevasta toată ziua, nu mai trebuie și în caz de accident. Și când mă refer standard, mă refer standard pe toată gama Amarok, nu pe Aventura. Apropo, gama Amarok pornește la 39.900 de euro cu TVA inclus. Modelele Volkswagen Amarok și Ford Ranger, pe alte piețe, au o riglă aici cu care să măsori chestii. Și asta are riglă. Doar că pentru că avem capitonajul ăsta de protecție și chederul ăsta în plus, rigla a fost acoperită. Scaunele sunt unele de Volkswagen. Nu sunt prea rigide, sunt destul de ergonomice, dar se vede că sunt de Volkswagen, s-au făcute după specificațiile de Volkswagen, pentru că butoanele de reglaj sunt butoane de Ford. Tot de Ford este și pedalierul și tot de Ford sunt și comenzile astea pentru lumini. Apropo, dacă vrei să deschizi bena din spate, o deschizi de la acest buton. Răspunde foarte repede și merge și fără contact. Totodată, maneta de deschidere a capotei are forma unui pick-up. Să știi cumva că nu se deschide capota de la focusul tău din garaj dacă deschizi asta. Într-adevăr, scaunele sunt bune, ergonomice, ai și pernuțe aici în zona asta, n-am avut nicio problemă cu scaunele, nici la drum lung, nici la drum scurt. Par rigide la prima vedere, dar așa par toate scaunele de Volkswagen la prima vedere. Dar te obișnuiești cu ele, sunt niște scaune ok. Au reglaje pe 10 direcții. Gata.
au reglaje pe 10 direcții și sunt încălzite. Volanul, volănescul. Uite ce reglaje are. Reglaje multiple, foarte mișto se reglează. Îmi place chestia asta. E foarte interesant să vezi volan de Volkswagen cu butoane de Volkswagen și manete de Ford aici. Însă nu avem butonul de dezactivare Lane Assist aici, pentru că l-avem aici, pe volan. Și au, cumva au lăsat butonul ăsta nedecupat și n-am mai făcut manetul, butonul ăla în plus de dezactivare Lane Assist. Acum, hai să vă arăt un detaliu foarte interesant. Scoatem contactul. Da. Și tâng-dâng, ăsta e de Ford sunetul, nu e de Volkswagen. Cum îți dai seama că avem de-a face cu un sistem de Ford? Toată lumea știe că la modelele Volkswagen, cu contactul oprit, nu poți da volumul mai tare sau mai încet. Butoanele pe volan nu merg atunci când nu ai contactul pus. Fiind un Ford cu volan de Volkswagen, evident că merg butoanele fără contact. Alt mod prin care îți dai seama că ai de-a face cu un sistem de infotainment de Ford sau cu toată partea asta electrică de Ford este că toate sistemele de infotainment Volkswagen au limba română. Asta nu are limba română, pentru că Ford nu pune limba română pe modelele sale. Trebuie să te mulțumești cu limba engleză. Deci acesta este primul Volkswagen fără limba română, așa cum Tourneo Connect este primul Ford cu limba română, pentru că are sistemul ăla de la Volkswagen. Acum o să ziceți mult, ha, uite aici o diferență între Ford și Volkswagen, dragă Luci Popa, pentru că avem sistem audio Harman Kardon pe Volkswagen, mai bun decât B&O-ul de la Bang & Olufsen, care e varianta ieftină de la Bang & Olufsen de pe Ranger. Însă nu multă lume știe că Harman în 2015 a cumpărat Bang & Olufsen Automotive Audio. Adică tot ce înseamnă Bang & Olufsen pe mașină este făcut de Harman. Mai mult, hai să vă mai spun o chestie. Harman are următoarele branduri: AKG, ăla de pe Samsung, AMX, Arkam, Bang & Olufsen Automotive, Becker, BSS Audio, Crown, DBX, Harman Kardon, Infinity, pe care l-am văzut pe anumite mașini, JBL, evident, Lexicon, Mark Levinsonul de pe Lexus, Martin, Revelul de pe Mercury, de pe Lincoln, pardon, Soundcraft și Studer. Deci, Harman le deține pe toate. Inițial am crezut că este același sistem de sonorizare, doar că cu altă siglă, pentru că, na, având aceeași companie mamă, m-am gândit că au pus aceleași boxe și la revedere, dar nu. Aici avem 8 boxe cu subwoofer și 640W, B&O-ul are 10 difuzoare, 660W și evident și subwoofer și are un bas ceva mai puternic. Nu știu dacă diferența de bas ține de boxele în plus sau minus sau efectiv de amplificatorul mașinii și cum este setat. Oricum, sistemul Harman Kardon se aude bine. Materiale. Moale. Moale. Chiar s-au chinuit. Aici avem lemn fals, aici avem tare, aici avem tare, tare, cotiera e moale, pe aici e tare, evident, aici tot tare, pe ușă ați văzut. Deci un mix între materiale moi și materiale tari. Nu știu dacă ați observat, dar există ceva diferențe de layout la interior între Ford și Volkswagen pentru că au avut două echipe diferite. Evident, schimbătorul este de Ford și multe elemente sunt totuși de Ford, dar unele chestii ergonomice la care o să revenim imediat sunt diferite. Spații de depozitare. Avem aici un spațiu foarte frumos, da, în care poți să pui diverse obiecte. Urmează un spațiu cu wireless charging pentru telefon, două suporturi de pahare în care încape o minge de tenis, în care Denis mingea de tenis, dar nu este capitonat. Una bucată cotieră în care mi-am ascuns și eu telefonul Realme, necapitonată cotiera. Un torpedou, al doilea torpedou, necapitonat, neiluminat, dar amortizat. Și un suport capitonat pentru ochelari. Buzunarele le-ați văzut și în față și în spate. Amarocul nu stă rău la capitolul spații de depozitare. Deloc, chiar deloc. Poți să-mi ascund ciocanul acolo. Acum intervin diferențele de concept între Ford și Volkswagen. Dacă Volkswagen a pus aici tot ansamblul ăsta de comenzi pentru lumini, la Ford avem suport de pahar acolo și suport de pahar în dreapta, ceea ce nu avem la Volkswagen. Totodată, suporturile de pahare acestea centrale au fost mutate din față, au fost mutate în spate la Volkswagen. Altă chestie, aici avem scurtături fizice pentru diverse comenzi.
Volkswagen insistă ca meniul de climatizare, dar nu merge acum că nu e contactul pus, să-l arătăm un pic mai târziu la infotainment, are scurtătură, pe când la Ford avem butoane fizice pentru climatizare. La Volkswagen trebuie să intri în acest meniu, dar avem scurtături pentru alte chestii, inclusiv buton de volum fizic și așa mai departe. Deci, vedeți, sunt diferențe de concept. Aici avem butonul de start de la Ford, mâner avem la toate, parasolar cu lumină, mâner și parasolar extensibil. Oglinda este electrocromă și, uite, ergonomie mișto aici, USB pentru camera de bord sau poate pentru altceva. Dacă nu mai ai USB-ul prin mașină și trebuie un USB urgent să încarci ceva, poate să stea pasagerul cu telefonul în mână și să își încarce telefonul la drum lung. Butoanele le-ați văzut aici, gurile de ventilație le-ați văzut. Mai avem aici USB-A și USB-C. Volkswagen a trecut la USB-C pe toate modelele sale. Ford pune un USB-A și un USB-C ca să poți să te conectezi indiferent de ce cablu ai. Și Volkswagen a profitat de chestia asta și a pus la fel. Da? O priză de 12V, schimbătorul de viteze care, dacă ești în drive și oprești motorul, trece automat în park. Nu avem padele, dar avem aici plus, minus și manual pentru schimbător, dacă vreodată ai nevoie de așa ceva. Frâna de parcare electrică, selectorul pentru tracțiunea integrală, 2 high, 4 auto, 4 high și 4 low reductorul, SP off, hill descent control și aici trebuie să fie butonul pentru diferențialul spate blocabil pe care mașina asta nu îl are. Mi-am crezut că îl are, îmi pare rău. Și cam așa în ceea ce privește ergonomia. Ergonomia în general este bună. Apropo, plafonul ăsta negru este standard pe versiunea de echipare Aventura. Acesta este tabloul de bord. Începem cu consumul. 12,7 este consumul mediu al mașinii. Mers tare. Eu sunt de părere că se poate scoate consumul mediu pe care îl declară Volkswagen, adică 10 litri la 100 de kilometri. Asta este consum de DN plus stat mult cu motorul pornit. Undeva la 100 la oră consumă în jur de 8 jumate. Mai mult decât decent acest consum. Continuăm. Tabloul de bord este complet digital și dacă vă uitați atent, seamănă foarte, foarte, foarte mult cu cel de la Volkswagen, evident că este un Volkswagen, însă este skin de Volkswagen pus pe un tablou de bord de la Ford. Și cum îți dai seama? Tablourile de bord de la Volkswagen sunt foarte sharp, da? Au o rezoluție destul de sharp, pe când cei de la Ford fac tablouri de bord care sunt un pic mai soft ca să nu-ți obosească ochii. E bine, Volkswagen a profitat încă o dată de chestia asta și ecranul este un pic mai soft decât ar fi la Volkswagen. Și așa îți dai seama că au pus skin pe deasupra. Cum umbli în el? Deci, o dată în sus, în jos, consum, ia uite, eco behavior, auto start, stop, seat belts, whatever, calm screen. Calm screen este găseniță Ford. Și așa îți dai seama că încă o dată avem de-a face cu Ford. Sisteme de asistență și se schimbă și tabloul de bord, off-road status, pitch and roll, power distribution, engine information. Uite, 6 ore a stat la relanti, oil life 97%, towing status, no trailer detected, oil life din nou, setări left gauge, right gauge, poți să spui ce vrei tu, informație în stânga și în dreapta. De obicei la Volkswagen, ca să faci chestia asta, trebuie să intri în sistemul de infotainment aici central. Cred că doar la puține poți să faci chestia asta din tabloul de bord. Însă, am observat că e un bug. Eu mi-am pus consumul instant în stânga și media în dreapta. Însă, odată pornesc tabloul de bord și mi-apar informațiile astea, a doua oară când pornesc mașina, mi-apar alte informații. Da? Secondary speedo, turn-by-turn indicator, eco coach și așa mai departe. Și efectiv poți să... Apropo, la secondary speedo îți arată și în mile pe oră, dacă ai nevoie de așa ceva. Setări de navigație, telefon, audio, consum cu calm screen și așa mai departe. Deci ăsta este tablou de bord Ford care arată ca unul de Volkswagen încă o dată. Bun, v-ați lămurit? Hai să vedem cum se întâmplă dacă schimb modurile de rulare. Suntem în normal, modul în care pornește mereu mașina. Trecem pe eco și avem grafica asta foarte mișto. Și mașina este un Aventura. Tow and haul. 4x4 shift in progress și mașina trece pe 4 auto, că nu poți să tractezi cu tracțiune spate. Te duci pe slippery, plouă, deci mi-aduce aminte de un traseu stradal din FS3 din 1998, imaginea aia. Nu mai simte cum se numește, mud, și se trece pe 4x4 high
și Deep Snow and Sand. Da, și rămâne tot pe 4 high. Pe 4 low, pe reductor, îi pui tu. Da, și Echo, dacă vrei să treci, după aia să mergi, ți-l trece pe 2 high sau pe 4 auto, depinde în ce mod erai tu. Și acesta este sistemul de infotainment Sync 4. Cum îți dai seama că este Sync 4? Simplu. Buton pe minus, buton pe previous song, aștepți câteva secunde și a intrat în meniul secret de Ford Sync 4. Chiar dacă scrie Volkswagen pe el. Da, deci este skin. Oricum se vede că este Ford, pentru că aici avem scurtăturile pe care în mod normal le aveam la Ford cu widgeturile acestea. Meniul de climatizare este unul adaptat, da, tot așa, de la Ford la Volkswagen. Îmi place că avem totuși on și off acolo. Putem să selectăm temperatura de aici, numai în sus e swipe stânga-dreapta. Scaunele încălzite la fel, dar e contact, nu e contactul pus, așa e, scaunele încălzite nu merg decât dacă e motorul pornit. Apoi, butonul ăsta e adaptat la fel. Îmi place că avem un ID3 aici, nu avem un Amarok. Vehicle Media, Radio Navigation, Android Auto, Apple CarPlay, o să-i trebuie un Apple CarPlay. Indiferent în ce meniu ai fi, dacă te duci la modurile de rulare, pe lângă modurile de rulare, ai și chestia asta. Setările, toate setările mașinii. Setări de asistență, cruise control, care poate fi cruise control normal sau adaptive, lane assist, speed assist, rear view camera, wrong way alert, e din nou găseliță de Ford, rear traffic alert, rear reverse brake alert, sound, setările de sunet, phone list, driver assistance, vehicle, aici sunt setările vehiculului tău, park heater, aux heater, windows wiper, lighting și mai departe, ia să vedem. Totul este de Ford, dar adaptat pentru Volkswagen și aici language, evident nu avem limba română, se vede că este un infotainment de Ford. Răspunde destul de bine, dacă este să mă întrebați pe mine, Apple CarPlay, Android Auto și pot să îl micșorez. Dacă ai nevoie de widgeturile astea, pot să-l micșorez din nou ca la Ford, răspunde foarte bine și nu prea am ce să-i reproșez, ai o hartă mare pe Waze. Te obișnuiești ușor cu el și cum îți dai seama că este de fortune de Volkswagen? La Volkswagen harta este foarte zoom out când te uiți pe ea, pe Waze. Pe când la Ford e un pic mai zoom-uită, zoom-in-uită. Surpriză, poți să rabatezi bancheta dacă vrei să pui anumite obiecte voluminoase aici în spate. Plus că aici găsești și subwooferul. Punem la loc. Aha, gata, trebuie ancorat. Apoi, ai spații de depozitare în spate, cric. Triunghi și alte lucruri aici sub banchetă, exact ca la Ranger, că na, e aceeași mașinuță. Cu toate că bancheta este de Volkswagen, ceea ce înseamnă că este un pic mai confortabilă decât este la Ranger, din ce am observat. Un buzunar aici, un buzunar aici, un buzunar aici, un buzunar aici, un buzunar acolo, încă două buzunare aici. Ai foarte multe buzunare în spate la Amarok. Cotiera se deschide de aici, ai două suporturi de pahare, o punem la loc. Priză de 2.30 de Anglia, dar îți iei adaptor de Europa și o să meargă. Priză de 2.20, mi-ar fi plăcut să fie și un USB. Scaunul este pus în poziția în care eu nu ajung la pedale și ai spațiu la picioare berechet. La cap e ok, am o palmă, am un pumn și o palmă la 1.64 ai mei. E suficient de spațiu, să poți să pui trei adulți în spate dacă vrei, cu toate că ai consola asta aici. Mașina este destul de lată încât poate să suporte 3 adulți, însă o chestie un pic ciudată aici, ISOFIX-ul, e cam greu de ajuns cu scaunul de copil aici la ISOFIX. Aia nu le poți avea pe toate. Ah, și un detaliu interesant, avem două cârlige aici pentru diverse obiecte. De obicei ar trebui să fie aici la Volkswagen, dar na, având mânerele puse aici, le-au pus în spate. Apropo, chiar și luneta este de givrat, da? Ca să ai și iarna vizibilitate, să nu stai sub freci tu cu racleta, că e cam greu de ajuns aici. Hai să vedem dacă găsește locuri de parcare. Vreau să parcheze lateral? A, nu, fii atent, hai să, așa, e altceva. A găsit loc de parcare. Release steering wheel, shift to N. Release brake, hold park button. Uite, camerele, cu ocazia asta vedem și camerele 360 de grade care au zoom, da? Și putem să vedem
mai multe zoomuri, dar mă rog, hai întâi să parcăm și după aia mai vorbim de alte chestii. Deci parchează în funcție de altă mașină, nu parchează în funcție de locul de parcare. Ceea ce înseamnă că nu cred că vom parca între dungi, ci vom parca la o distanță safe de mașina cealaltă. Finished. Ok. Finished. A trecut o singură în parc. După cum se poate vedea, a depășit banda, marcajul rutier. Deci, parchează în funcție de mașina de lângă tine. Bun, hai să vedem cum este noul Amarok. Două detalii trebuie menționate întâi. Se spune cum că Amarokul ar fi setat un pic mai sportiv decât ar fi Rangerul. Adică suspensia un picuț mai rigid, amortizoarele state un pic mai rigid și direcția electrică ceva mai fermă. Eu am condus doar Raptorul, până nu conduc la sfârșit de septembrie Rangerul, nu pot să confirm sau să infirm această afirmație. O să vedem la momentul respectiv. Până una alta, poziția la volan îmi place, e înaltă, vizibilitatea e bună. În general, la toate pick-up-urile astea ai o poziție înaltă și cumva peste toată lumea. Stai pe un fotoliu, cam ca un șofer de tir așa, stai pe un fotoliu, ai vizibilitate bună, confortul e bun, poziția la volan mereu mi-am găsit-o, oglinzile sunt mari, vizibilitatea e ok și în față și în spate și în oglinda asta. Ai o vedere, un fel de bird's eye view atunci când stai la volanul unei astfel de mașini. Uite, ați văzut acum probabil pe camera asta din capul meu cum s-au activat LED-urile de fază lungă Matrix. În ceea ce privește iluminarea, nu prea am ce să-i reproșez. La Matrix LED-uri mai greu poți să reproșezi câte ceva. Rar mai vezi câte o zonă din asta de penumbră, dar în rest vizibilitatea e bună. Noi acum suntem pe modul, cred că ar trebui să fie normal, da, este normal. Hai să vedem cum este cu un kickdown, ia. Ce bine a răspuns. Motorul, iauzi, nu se aude, e diesel 3000, nu se aude. Acum începe să se audă zgomot de vânt la viteze la care ne apropiem de autostradă. Mașina asta este incredibil de bine antifonată, deci jos pălăria. Zgomot de rulare, abia dacă se aude. De vânt, într-adevăr, se aude. Dar abia după un punct. Deci răspunde bine. Hai să trecem pe Eco. Pe Eco, într-adevăr, pedala de accelerație devine mai reticentă. Dacă vrei să-i dai totuși un kickdown, ea răspunde bine. Dar dacă vrei să pleci așa pe un sprint din ăsta, o repriză fără să schimbi treapta de viteză, are un pic mai mult lag. Dar bine, e modul Eco. Nu știu cât de Eco poate să fie. Ați văzut acum, după ce a trecut acea mașină, iar s-a activat faza lungă. Practic, modul normal e modul sport. Pentru că ai slippery, mud, ruts, deep snow, sand și, evident, tow haul, adică de tractare. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să mergi sportiv, trebuie să mergi pe normal. Așa că o trecem pe normal și hai să încercăm totuși să o trecem pe manual. Eu nu sunt de acord neapărat cu chestia asta. Să schimb de aici, mi se pare total neintuitiv, dar hai să încercăm, pentru că trebuie să stai cu mâna aici. Deci, mașina, bă, nu știu cum se întâmplă, aia a fost o căprioară. Wow, sper că am prins-o. Aia a fost o căprioară. E foarte neintuitiv, uite, ia, manual 5, schimbă 6, schimbă 7, schimbă 8. Nu e deloc intuitiv să treci, nici măcar eu care mai schimb pe manual nu sunt de acord cu chestia asta. Și am trecut-o pe drive și mergem sportiv așa. Aia trebuie văzută pe cameră cu căprioara, pentru că era să mâncăm căprioara seara asta. Bambi! Pe drumuri ușor denivelate, nu știu dacă e de la anvelopele astea mari și ele au un rol, dar simți asfaltul, îl citești. Suspensia e destul de busy așa. La pick-up-urile care au bena goală, se întâmplă chestia asta, să fie un pic mai jumpy suspensia, pentru că ele sunt gândite să fie încărcate. Acum, na, la asta mi se pare că simți drumul și mai mult. Nu știu dacă e pentru că avem jantele astea mari pe Aventura, dar, na, e bine de menționat. Și am observat asta și în alte ocazii, pe DN-uri și în alte locuri. Uite, de stat stă.
și răspunde bine la pedală după ce ieși după aceea din viraj, adică dacă îi dai să te duci, schimbă într-o treaptă unde cuplul este abundent. Upi! Evident că mașina subvirează la limită, dar nu e rea. It's not bad, my friend. Nu e rea deloc. Dacă vrei să te ții în timp ce virezi, poți să te ții așa. Evident, glumesc. Eu degeaba încetinesc acum la speed bump, pentru că efectiv nu simți nimic. Uite. Nimic. Și asta la viteză mică, adică 35. Punto. Nimic. Absolut nimic. Deci, tot ce înseamnă, chiar și cu jantele pe 21, tot ce înseamnă linie de tramvai, linie de tren, groapă, guri de canalizare, speed bump, mașina asta poți să treci fără probleme. Evident, nu e Raptor să treci fără să le simți. Bă, dar chiar și dacă le simți un pic, treci, efectiv, ți se unge sufletul să mergi în București fără să fii atent la grop. Da, uite cornering-ul și dispare. Ok. Și acum urmează un viraj de dreapta. Hai să arătăm cornering-ul farurilor. Filmează HP-ul cu camera asta. Ia să vedem. Trebuie să virat mai mult. Cred că 90 de grade sau mai mult. Ia. A pornit? Da. A pornit. Ok. Super. Deci efectiv ți se unge sufletul să știi că poți să mergi literalmente oriunde și să nu ai nicio grijă. Pe orice groapă, orice bordură, orice vrei tu să mergi, poți să mergi cu Amarokul ăsta și efectiv să nu simți. Nu mai vorbesc că am diametru de bracaje bun pentru clasa din care face parte. Totuși o mașină de 5,3 m, e cât un Rolls Royce Ghost de lung. Și pentru că nu avem pe nimeni în jur, hai să facem și o frânare de urgență. Țineți-vă bine de tot ce aveți. 3, 2, 1. Uite cât praf s-a dus. Drumul e de adevăr destul de prăfuit. A intrat ABS-ul, a frânat drept, fără nicio problemă. Dacă vrei să frânezi în curbă de urgență, ține minte că se ridică spatele și s-ar putea să îți fugă un pic de spate, dar în general frânarea pe uscat e bună. Anvelopele astea n-au scârțâit prea mult, au frânat bine spatele, s-a ridicat fiind ușor. Da, a fost ok. Ce am văzut sau ce putea fi mai ok, dar bine, e mașină de 2,4 tone, e grea, este că initial bite-ul ăla nu e foarte puternic. Așa e la mai multe pick-up-uri. Pentru că atunci când ai o încărcătură, nu vrei ca la cea mai ușoară frână încărcătura să se ducă în față și în spate. Știi, dacă tu vrei să o transporti fără să o bruschezi, de asta e făcut așa. În momentul în care ai pus o frânare de urgență, dă-o naiba de încărcătură, că ea oricum frânează. Poți să o mergi pe 4 high, 4 auto sau... Dai că nu vreau pe 4 low acum. Sau poți să o treci pe 2 high să fie în tracțiune spate, să se dezactiveze puntea față și să mergi un pic mai la consum, să mergi cu tracțiune spate. Dacă drumurile tale sunt prin oraș sau nu car nimic, n-ai condiții de drum grele, poți să mergi fără nicio problemă pe mod tracțiune spate. Per total, mașina e ok, direcția nu e nici prea grea, nici prea ușoară, volanul e de Volkswagen, deci e ok cu decupaje. Nu prea simți mare brânză în volan, dar ea e o mașină ușor de manevrat, ușor de gestionat, ușor de plimbat, să zicem așa. Te simți mare baștan când mergi cu Amarokul și în general cu pick-up-urile astea mari. Uite o Dacia 1310 verde MLS. Foarte rare echipările astea, foarte tare. Asta a fost la aici la studio la... Deci da, te simți mare baștan la volanul Amarokului. E ușor de condus. Oglinzile astea sunt imense. Vezi două cartiere de București în ele. Blind spot-ul e și el eficient. Și acum hai să facem testul de pilot automat adaptiv. Distanța am setat-o, viteza am setat-o. Mașina așa, ci că presă again to turn off lane assist, exact ca la Ford. Deci nu o să fac asta, pentru că mașina merge singură, virează singură. Hai să vedem ce se întâmplă.
mergem cu 60 de km la oră în limită de 70. Și să zic că dorm pe banda întâi. Așa, keep hands on steering wheel. Volanul este rezistiv, nu e capacitiv, deci dacă eu pun mâna pe el, așa, fără să fac contrapresiune, atunci îmi va zice să țin mâna pe volan. Încă o dată, ting 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 ting, sunet de Ford. Mișto bitul. Uite cât stă. Sunt curios dacă e pe distanță sau e pe... Îmi frânează. Resume control. Resume control a schimbat o treaptă retrogradat și acum înfrânează. Da, resume control. O să face o frânare de urgență, dar fără, cum îi zice, fără avarii, fără nimic. Face o frânare graduală. Și cam așa este noul Volkswagen Amarok, făcut în parteneriat cu Ford. Mulțumesc că v-ați uitat la clip, ce părere aveți despre Amarok, scrieți în comentarii, nu uitați de cele două giveaway-uri, abonați-vă, comentați, dați like pentru și mai multe clipuri, pentru că vreau să vă prezint cele mai tari și șmechere mașini și fără voi, eu nu pot să fac lucrurile astea. Voi nu aveți idee ce putere aveți, unde-ți mulți puterea crește. O să avem giveaway-uri, o să avem surprize, o să avem invitați, o să avem pe toate. Amarok, eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, v-am pupat, mașini cu Luci Popa, se încheie.